Salutare tuturor! Pentru cei care au urmărit filmulețele până acum, știu că aici am un stup unit. Am mai avut niște nuclee de o rampă, două rame. Am unit-o toate și am făcut unul pe 5 rame, parcă. M-a arătat cum i-am dat eu o regină să o accepte și trebuie să-l mai verificăm și pe el, să vedem ce am mai făcut. Mai are mâncare, nu mai are, are mâncat turta, n-a mâncat-o. Ia uitați, a mâncat-o pe toată. Arată bine, o primă impresie așa. Așa. Deci, turta. Deci, turta, după cum spuneam, este luată. Da, se va arăta. Asta mai rămas. Dar putem să lăsăm așa treaba. După cum știți, eu arăt aproape mereu ramă cu ramă. Iar dacă este mult mai greu și mi-a mai mult timp, aici e diafragma. Ia să vedem noi ultima ramă. Deci ultima ramă, puiet căpăcit. Coroniță. Sper că se observă. Albină destul. Pentru ultima ramă este foarte bine. Deci el este în 5 rame, în diferiți tubi. Puiet căpăcit, puiet larvar, sper că se observă. Mierea are suficientă. Eu simt la mână. Pe partea opusă la fel. Foarte frumos. Se vede, da? Bun. Deci, două rame de puiet. A treia ramă. Observați coronițe frumoase. Aici are mai multă miere. În acest caz, deci este plină cu miere asta. Plină, plină. Și polen. Are și ceva polen aici. Dar este foarte grea. Eu voi pune ultima.
ultima. Așa, n-are păiatoia, are miere și polen, perfect. Ocazia asta îl mai și organizăm puțin. Așa. Bun. Și avem o ramă mai nouă, la fel plină cu miere. Este plină cu miere. Deci nu e pontată, nu e nimic. Este regina acum pe ea. Este aici. Este o regină din 2019, mai bătrânică. Și acum vreau eu să verific ultima ramă, vedem ce se află pe ea. Și vedem ce face. Plină cu miere. Mă uita și aici. Mă uita și aici. Plină cu miere. Deci are mâncare 5 rame, 15 kg din miere. Mai puțin. Bun, știu că aici este regina. O voi da ușor aici. Am pus rama aceasta de mijloc care era blocată, am pus-o ultima. Îl voi împinge la loc, dar mai întâi dăm așa să nu scriuim albina. Punem la loc și aici. Un pic. Așa, punem la loc tratamentul. Aveți grijă când puneți aceste benzi să nu omorâți matca din greșeală. Le introduceți ușor și vă arăt imediat cum îi pun și la acesta. Bun, va primi o porție așa, la ce am văzut eu aici așa, care va fi suficient deocamdată. Punem la loc budișorul și îl vom urmări și pe el. Deveni cu detalii. Vedem așa cum evoluează. Am fiecare stup în parte. Până data viitoare, la revedere!